20 de minute să prind o specială în miza asta. Betano, adu banii, Betano, că a plecat live-ul, let's go. Băi, mai sunt 2 minute și începe Vrei să fii milionar. Mergem acolo să răspundem la întrebări. Și că de-aia am intrat să prindem Vrei să fii milionar și după aia lansăm noi. Da, l-am lăsat ușor până în momentul ăla. Hai că a plecat live-ul, a plecat live-ul, a plecat live-ul, a plecat live-ul. Salut, 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 cea tu. A plecat, hai cu speciala. Mamă, dacă vin speciala, pierdem Vrei să fii milionar. Dacă prindeam special acum. Hai să mergem, mergem la Vrei să fii milionar. Salutare brigada de pe Facebook, de pe YouTube. Da, Sculicheanu, că a plecat live-ul lui Sevanache. Am drumuri multe astăzi, nebuneală, niște pariuri ratate. Bună seara, faraoane, hai cu banul, hai cu cash-ul. Le luăm ușor, radiță. Vedeți că acum într-un minut începe Vrei să fii milionar pe Betano. Mergem să răspundem la întrebări, ne cultivăm. Și că s-au făcut grupuri pe Discord cu toate întrebările. De unde zici că... De unde atâta? Chiar n-am văzut nimic. N-am văzut nimic. Nu a intrat notificarea. Asta nu e bine. Deci înseamnă că o să ne strângem... Înseamnă că o să ne strângem pe parcurs. Unde e, mă? Happy Hour cu Ramon Aularu. Vrei să fii milionar? Luni, miercuri, vineri și de la... Hai, mă, să mergem la Vrei să fii milionar, repede. Bă, n-a intrat notificarea la live, nu? N-a intrat notificarea. Salut, Andrei Mocanu, Cosmin Englezu, salutare. Începe în 27 de secunde. Stați să-l vezi pe... Să-l vedeți pe dezmorțitul ăsta. Dacă vine de tot ăla cu sacou de 3 metri lungime, e jale. Te pup, Alinu, și te pup. Haideți, băi, un pic pe treabă, că am dat drumul la live. Îmi pare rău că n-a intrat notificarea. O să ne strângem un pic mai greu. Dar dăm drumul acum la Millionaire Live Trivia. Who wants to be a millionaire? Mamă, l-a dat pe engleză, e jale. E jale mare, chat-ul. Băi, vă salut pe toți în această zi de miercuri. După ce ne-am găurit aseara iurea. Deci nu mai vreau să-mi aduc aminte de pragmaticele alea cu mizele lor nasoale. Deci nu mai vreau. Salutare, Marius Borza, o seară plină de maxiune, îl doresc și eu la toată lumea. Ia, hai să vedem cine vine aici. E curiozitatea mea cea mai mare. Dacă vine moșul meu Agale. O, oh, așa mă, altceva. Tot la cult. Cred că tot costumul ăla e. Ce face? Mangiare? Vedeți că sunt întrebări grele, băi, nu e așa simplu. Ia. Nu înțeleg ce culoare are părul fata asta până la urmă. Care e culoarea adevărată? Salutare, Mr. Seven. Salut, Bogdan BPM. Ce a doua este să întrebați publicul. Deci puteți vedea ce a răspuns majoritatea. Ok? Cum adică ce a răspuns majoritatea care? În cei care deja au votat? Revolut. Cine mai ajută pe aici? Hai că vedem, dacă greșește toată lumea, greșim toți. Salut Sabin, salut Iulian. Bă, în jetoane, se primează cu jetoane de alea, nu e cine știe ce, dar spun niște bănuți. Trica. De nicăieri, dacă termin până la final toate întrebările, îți dă bine. Îți dă un jeton de 15 sau un jeton de 10? E de fan mai mult, e de fan. Ia. Fiți atenți. Păi nu se aude, ăsta-i sunetul, bro. Vorbește și ea încet. Hai să răspundem la întrebări, ajutați-mă cu răspunsurile. Ce țară are domeniul de internet.se? Sau, doamne și principe, Suedia, Spania, Suedia. 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 Nu Japonia, nu Japonia, tata Condra, Suedia. Cred că Suedia. Sau să fie Spain? Suedia. Hai să răspundem un pic mai repede, chat. Suedia. 2100 au răspuns din 2700. Salut Pipo, noroc. Japonia e aia noastră cu Lufthansa. Japonia. În ce zi are loc Valentine's Day? 14 februarie, e simplu că toată lumea ne iubim, toată lumea ne alea. E simplu asta. Dar pot să sun și un prieten, varianta de sună un prieten, de ce nu am? Îl sun pe Condrea. Hello, my friend. Please tell me who is the Valentine's Day on the what date? Of course, I think that is 44 February. Salut, Bisoc. 14 februarie, 30 februarie, 14 aprilie, acum, într-o săptămână.
Hai că am ajuns la întrebarea numărul 3, chat, concentrare, că sunt simple. Sunt simple, cine văd. Cine a fost sculptorul? Cine a fost sculptorul care a creat coloana infinitului din Târgu Jiu? Fucking Constantin Brâncuș, mâncai aici că a mers al meu pe jos de la Târgu Jiu până la Paris, mâncava vași, că i s-au îngălbenit picioarele. Târziu, Aline, vezi că le dai după ce răspund eu. Un pic mai repede dacă se poate. Cauți pe Google, ce faci? Constantin Brâncuș. Deci, haide. Mamă, s-a răutățit un pic chat-ul. Vreți să vă mint? Ia. Din ce oraș provine? Echipa spaniolă de fotbal. Levante Pamplona, parcă. Pamplona, Vitora, Valencia, Sevilla. Valencia, mă. Valencia. Apare greu. Osasuna e Pamplona. Valencia, da. Apare greu. Cred că are delay chat-ul vreo 10 secunde și e fix timpul ăla care nu ne ajută pe noi. Ia să vedem, chat-ul. Haide că e suspansul mare. Am sediul central compania aeriană Qantas. Germania, Chile. Australia, mă, ăștia sunt australieni de aia nebuni. Am scris repede la tastatură. 5 stele pe Super Hat pe 80 de bani ieri. Mamă, cât ți-a făcut? Nu e Qatar, tata Condrea, nu e Qatarul. E cu revers să te păcălească. Pleacă pe Q ca să ne bage pe Qatar. Hai că s-au triat, au mai rămas 1000. Chat. Sub conducerea cărui imperiu s-a inflat Finlanda? Finlanda între 1809 și 1917. Imperiu Scandinav, nu? Habsburgic, Scandinav sau Britanic. Imperiu Rus? Aolo, nu există Imperiu Scandinav, coaie. Am folosit varianta și am dat altceva, ce prost sunt, coaie. Imperiu Rus, bă. Rus, m-am păcălit că m-am gândit la Scandinavia. M-am gândit la Scandinavia, Finlanda care e în zona aia. Era Imperiul Rus, băi frate. Bă, am mers într-o perioadă, dar de ceva vreme nu l-am mai jucat. Joc pe Betano. Vezi pe Betano că au jackpot-urile alea de roșu care poate să sară la 2-3 zile. Uite, roșia s-a dat astăzi la 2.600.000. M-am jucat și eu de dimineață. Ciucu s-a dat astăzi la... Cio. 2.600.000. Te-am strigat, răspunde că pleacă Trifolino. Hai să dăm câteva mâini la Trifoiul nostru de suflet. Bă, îmi pare rău, vă va intra notificarea că a început live-ul, că mie pe telefon nu mi-a intrat. Vreau să-mi confirmați așa dacă va intra notificarea sau ați găsit live-ul, nu știu, după Instagram. Am telefonul la maxim, te auzi foarte încet. Eu mă aud foarte încet sau se aude... Sau domnișoara se auzea foarte încet? Bă, cred că mă aud bine, mă, frate. Am microfonul foarte aproape de... E aproape de gură, s-a bine. Ia stai, mă, cât de... Păi vezi, mă, frate, tu din volum sau din telefon. Ia stai un pic să mă ascult. Stai că intru pe telefon. Ia, 2.10. E aproape de gură, s-a bine. Se aude, mâncațe, se aude. Pleacă pe Q ca să... Se aude, frate, ai probleme cu telefonul. Ai probleme cu telefonul, ticule. Mai bagă-l în orez să scoată praful, jerăgaiul de acolo. Te auzi bine. M-aud, băi, m-aud ok, nu neapărat bine, foarte bine, dar m-aud ok cât să se înțeleagă. De-aia vă întreb de fiecare dată. Bă, se aude, merge. Scoate un pic. Scoate vata din el. Deci mulți care îmi zic că nu se aude, de fapt, e de la ei, nu e de la mine. Bine, mai am și cu toată problemă cu setup-ul, nu zic că nu, da? Nu de fiecare dată. Opa! A plecat! Îl salut și eu pe Florin Florea. Florin fucking Florea care e cu noi aici, Florine! Te pupă fratele tău Condrea de la Botoșani, băi, vezi că te așteaptă pe aeroport la Botoșani. Negru. Roșu. Negru. Le-am dat numai cum am zis. Merge și un Flaming Hat după, ticule. Te pup, Mădăline. Bă, merge. Dar știi ce Flaming Hat vreau să joc?
Opa. Ăla cu wildurile mari, cum se numește flamingul ăla? De face wildurile alea puternic. Pune like-ul pe ecran. Acum s-a încărcat, gata. Hai că-l punem imediat. Pune și like-ul, mersi de remarcă. Deci jucăm pe Betano, vreau să fac așa. Bătălia zloturilor din turneul distracției, ne luăm niște jocuri de acolo și le dăm drumul. O să băgăm oameni la giveaway pentru mâine, că o să dau ceva frumos din partea fraților de la Betano, cum ar fi această liniuță de lămâi. Și vedeți că mâine seară giveaway frumos, premiu interesant. Pregătesc pentru voi ceva top. Acum să fiți și voi pe live ca să aveți șansa la premii. Hai facem și noi repede 100 de like-uri. Ca așa pleacă live-ul la recomandări, pe YouTube, pe alea. Mai tem un pic din ele. Salut Alexandru Zaharia, noroc. Dăm bă câteva mâini și în 50. Știți când dau câteva mâini în 50? La 50 de like-uri. Dacă facem 50 de apreciere acolo, de tap-tap-uri, cum ar zice frații noștri de pe TikTok, dăm în miză de 50, vedem dacă ne saltă puțin cu balanța și a plecat chat-ul. Fur toți banii de la tata, rapatatapam. Mie mi-apare că sunt înscris de data trecută, ai idee de ce să eu posibil să fiu înscris? Păi nu, dacă nu te-ai înscris acum a doua oară, nu cred că ești înscris. A mai avut cineva problema asta? Salutare Coșta, noroc! Numai cu probleme, asta bine! Stai să întreb un pic la IT. Trăiască regele, ai văzut cum am prins avioanele alea la story? Bă, am văzut ceva, l-ai luat din mers sau le-ai zis, băi, stați un pic așa. Tata Contra aici pe zonă, stați un pic pe loc, pune frână acolo, aviatorule, vreau să te prind frumos. L-ai luat din mers, este? Bună, Narcisa sălbatică, bună. Hai bă, că dăm așa în 50. Am făcut acolo... De ce nu dădeam eu în 50 acum, că îi zăpăceam amigdalele în miza asta. Și încă unul. Nu pot să verific pe fiecare în parte, s-a bine. Dă-i frate pe înscriere, intră și dă-i pe înscriere fără să mai adaugi detalii. Aveau semafor, era roșu. Bine și tu acolo. De ce nu te faci pe fotograf, tata Condre? Te lași de jocuri, fii atent. Te lași de jocuri și fotografiezi așa de astea frumoase, că la jocuri ai văzut că nu mai poze. Mie mi s-a luat să fiu fotograf de... Bună mă, asta, bine mă, bine mi s-a luat. Mi s-a luat să fiu fotograf de ăsta de EGT-uri. Bă, nu pot să rezolv. Trimitem poza să vedem care e problema. Dar nu putem să ne uităm de fiecare parte. Că dacă mai vin încă 300 de oameni care au chestia asta, ce, cum facem? Încercați voi, dă-i, deloghează-te din cont și loghează-te din nou. Și dă înscriere, frate. Trebuie să apară turneul, trebuie să apară concursul care e acum în vigoare, nu cel de data trecută. Hai să plecăm de la Shining. Bă, am zis că încercăm și niște jocuri noi. Niște jocuri noi și vreau să iau Pragmaticul. Și să încercăm de la Pragmatic ceva ce nu prea mai jucăm noi. Nu neapărat ceva nou, cât un joc pe care nu-l mai încercăm și care până la urmă este nou pentru noi. Și mă gândeam la, dați-mi și pe o recomandare, ăsta cum e, frate? Blazing Wilds Megaways. Urmează întrebarea roșie, 80.000. Băi, aseară mi-am bătut joc, Robi, aseară am comis o urât rău de tot cu Pragmaticul, m-am stricat. Ați văzut live-ul cum a fost. Îmi e că mă îmbogățesc și nu vreau așa repede. Dă-i volum mai tare, frate, dă-i volum mai tare, să cânule, schimbă telefonul, schimbă Alcatelul ăla, că s-a învechit, vărule. Bagă volumul, bagă nos. Yes! Te pup, Robi! Ce are, băi, tata Condre? Cu cât mai repede, cu atât mai bine, îți faci talentul. Că la bătrânețe nu o să te mai intereseze de bandă, dar o să te gândești la copii, la familie, să tragi pieile după tine, bătrânețile, știi cum e. Jocul la 777, hold and spin, e bun. Ce provider e? Ce furnizor? Tot Pragmatic? Mai taie din ele de le record. E 15 Pro, Max, vărul meu și ești la Max, trebuie să recunoști că... Păi n-am ce să recunosc, frate. Ce să recunosc dacă... Dacă m-am ascultat pe iPhone 7 și se aude tare,
L-ai luat de la chinezi să moară ceas mai scump, de nu ți-ai luat Pro Max-ul ăla de când îl deschizi apare Motorola. Te piși pe el de iPhone 15 Pro Max, vărule. Dacă deținătorul e cu probleme, poți să ai și iPhone 27, mâncați-și. Uite, uite, se aude bine acolo, numai la tine. Ți-ai luat de la chinezi telefonul. Regele! Cred că e Wazdan. Ia să-l căutăm noi un pic să vedem, că mai jucam într-o perioadă Wazdan-ul ăla și m-a cam... Are o datorie la mine, hai să luăm una așa. Cătălin Dinu! Cătălin Dinu prezent. Gata. Salut chatul de pe Facebook acolo, te pup Ciprian, Petrachi Ionuț. Ia stați un pic așa. Primi și nebunul. Ai dreptate, frate, sunt eu sur și e și fake și tu ai, și tu ai dreptate mereu. Aia zic, ticule, te pup. Salut, ăsta e cel mai prost joc. Băi, prima dată când îl joc, mă crezi Andrei Giovinco? Salut Cosmin Ionuț, Cătălin Dinu, am venit după Facebook, mai bine pe Facebook, mai bine pe YouTube, că văd mesajele mai ușor. Pe Facebook de-aia nu sar în ochi așa repede. Salut Cătălin Preda, Cătălin Preda, dar mai și scria în timpul liber. Ia uite cât am mega ul soare. 18.000. Se vă, ne-am primit un mesaj. Da frate, de la mine am trimis automat ca să anunț lumea să se înscrie dacă vreți să mai participați acolo. Nu e vreun schem sau ceva. Un bulky. Bulky mărunchi. Uuuu, Giovinco, vezi că rupe. Și iau-s. Sunt gras și frumos și la pungă gros. Fratele Costache este dilimache și mănâncă cu smântână toată ciorba de pe mână. Păi mai dă și cu cartofi când e gherlă. Al meu moș. Da, am trimis mesajul ăla, frate, să nu vă panicați. Nu e schimb, dacă intrați pe link, vă bagă pe site la înscriere. Mamă, mă trage noaptea la somn. Am stat cu Apple Basket-ul la seară. M-a spart. Și eu sunt gras și frumos și cel mai norocos. Bagă acolo cu pâine, frate, mă, bagă cu pâine, că dacă o mănânci goală, te ia foamea iarăși. Într-o oră, două. Ah. Mă, ce mă doare. Mă doare toate gâturile. Îmi trebuie o troznire de-aia. Oh, 7-4-3. Da, mă, e păcălici jocul ăsta, e păcăleală de joc. Mamă, Land of the Free. Ia stai, mă, la cum ai zis, mă, frate, 7-7-7 hold and spin. Nici nu l-am aici, dar nu știu dacă se scrie așa. Salut, salut, fratele Paulică! Paulică fără frică, rupe normele și se întoarce și se duce. Ia vede joc nebun aici, drăguțule, drăguțule, finuțule. Bă, momentan nu, frate, dar o să jucăm și alea, ia. Bă, ce grafic are jocul ăsta, bă. Ia uitați-vă cum arată pisica asta, știe bă cineva jocul ăsta, Beam Boys? Mamă, deci ce caracter au făcut nebunii, comutatorul de volatilitate. Mamă! Ce caterincă e. Mamă, mi-e frică de jocul ăsta, vă zic sincer. Fire Archer, mamă, nu l-am mai jucat de multe, caterincă, Adile. Uite cum face, bă, i-a mai apărut un cap. Salut, eu nu știu, Ștefan. Bă, ce joc e ăsta cu aia? Dar când pune pisica aia? Bă, dar de câte ori pune pisica? Doar primele 3-4 runde? Trr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 r
plecat Jesse Charlie, salut Demi. Ia vezi, băi, nebunie de joc. Salut Ionu Ștefan, băi, merge bine treaba, doar ce am început, avem un pic de profit, 5600 de lei. Vă salut pe toți acolo, să trăiască camarazii, Berlin, Tokyo, Roma, Italia, Paris, a plecat. Și băieții de aici de la Herculane, salut băieții de pe băile Felix. Bă, ce e mână asta? 11 milioane mă costă o mână? Du-te, tevere. Cargo guy, noroc. Ia uite-o, cum a plecat. Ia uite și două. Bă, mi-e panică de jocul ăsta, nu știi, prea nebun. Ia. Da, mă costă 80 de lei o rundă. Ăsta cred că merge și farmaciat. E urât jocul? Bă, mie mi se pare tare așa. Salut, de ce? Să trăiască acolo fratele Laponia, turcul pe ele. Ia zi, turcule, ia zi, tată. Ce imperiu a domnit pe țările Finlanda, Norvegia prin anii 1800? Așa că vreau să văd dacă ai studiat istoria zonei în care locuiești și îți faci viața acum. Ia zi, Finlanda sub domnia cărui imperiu a fost ea. Ce faceți, bă, ceartă? Emi, ce zici, tată? De vreme astăzi, matinal, v-ați trezit de vreme. Mamă, pune pisicile alea, full de mâțe. Hai să scoatem gherla. Păi, dar ce prost am fost aseară, bă. Bă, m-am jucat tot live-ul liniștit și am fost mereu un profit sau un banii mei acolo. Până... Da, sunt volatile astea, mă. Sunt volatile, rău. Uite plată, de exemplu. Hai să plecăm de la Big Boys. Nu pot să validez numărul de telefon pe site, nu-mi trimite codul. Bagă număr de România, frate. Bagă numărul de România, că intră acum tata lor pe pragmatice. Băi, de-aseară am rămas virusat, Emi. Deci astăzi am rupt pe Leo de la Roșiori, pe Narcis de la Bărbulești, m-am dus și în Florin, în Cercel. Deci am stat pe ele, nu știu, și mi-am dat așa o stare pe zi, super, super, super bună, și acum... Când le văd pe astea cum se mișcă, parcă l-ași pune așa pe fundal, dar mai ai YouTube-ul ăsta, mă, în capăși, dacă... Mai ai YouTube-ul dacă le țin prea mult pe fundal, da? Erau bune de vibe, niște piese. Ia uite, prima mână. Câteva mâini în 50. Am fost și la Vrei să fii milionar pe Betan, am făcut turneul Rusia domină și ziua de azi în Finlanda. Bă, corect, răspuns corect. Uite, eu am greșit, am zis Imperiul Scandinav, care nici nu știu dacă... Deci nu știu dacă a existat să mă bată mama. A existat, dar nu știu dacă în perioada aia. Te salută fratele tău direct din fabrica de făcut bani, progresul 2, noroc. Ai un talent de a juca sume mari la jocuri. Dar și când prind așa, băi, Cristiane. O linie, două. Câte linii avem aici? Una, două, nu? Una, două și pe a patra am luat-o eu. A patra am luat-o tot eu. Bă, ce bine ține, vedeți că e shining-ul pe ele. Da, mă, da! E regele ăsta! Regele cu coroana, salute Zeus, Cristiane, vă pup pe toți și a tu. Salutare, lume bună! Nu există Imperiul Scandinav Vikingi. Uite, mă, că știe tata turcu, bă, că nu stă de o viață la finlandezi. Fur toți banii de la tata. Salutare Ionuț Daniel Screcius, bombă căștile. Băi, ți-au venit că n-am mai intrat pe Insta să văd acolo. Băi, frate, mă bucur că au ajuns. Să te bucur de ele, să le stăpânești sănătos și să-ți faci treaba acolo, că e cel mai important. Te pupă, fratele. Salut, Elis. If you want winis, regina mea a murit pe Anglia. Mersi, ți-am dat tag. Băi, chiar o să mă uit să văd. Am fost cam prins astăzi cu niște drumuri. Salutare, M-Crow-ule.
Bă, aș încerca 150 câteva mâini. Băi, golani, fiți atenți. Haideți să facem 150 de like-uri. Toată lumea tap acolo. Forțăm un pic că mă mănâncă palma stângă pe coroane în miza asta. Sper să nu-mi facă ca în alte dăți. Sper să țină balanța sus și să nu-mi prind eu mâinile alea în gol. Dacă îmi faci o plată 2000-1500, am zburat, da? Jon Snow a domnit atunci în țările nordice. Bă, de când zic că mă apuc, mă crezi că n-am văzut Game of Thrones? Și îmi recomandă tovară și bagă-te, bă, uită-te că e interesant. Bă, nu, le zic, nu-mi plac astea cu istorie, cu SF-uri, cu dălea. Bă, uită-te că e șmecher. Bă, e șmecher, ziceți pe bune, e șmecher Game of Thrones, e Caterinca? Te ține, te prinde acolo să-l vezi pe tot? Nu știu, mi se pare că e prea lung. Eu am fost la Olimpiada pe țară în anii 80, la istorie, geografie și matematică și scuzați-mă, vorbesc 7 limbi cursiv. Nu e cu problemă, tata turcu. 7 limbi? Dar ce limbi vorbești, băi, 7 limbi atâta? Ok, română, engleză, finlandeză, ce mai vorbi? Până la 7 mai e drum lung. Poți să-ți recomand niște seriale top. Bă, scrie-mi pe Insta, săcâneule. Te ține acolo, Seven, să merită. Nu o să mai intri pe live dacă te apuci de GOAT. 5 șeptari pe 150. Vreo 750 de milioane, Denis. Scrie aici, frate, recomandă-ne aici. Recomandă-ne aici, dar notează-le și tu frumos cu virgulă. Mamă, coi, am dat cu start stop, mi-a scăpat click-ul. Și că e unul mișto corpul Tezeus cu detectiv, gen o crimă care e și acum 200 de ani și acum. The Corp sau nu știu cum se numește, ceva nou. Fratele meu turcu. Te știi cu turcu, Sabine? Corpuri sau ceva, vezi că e pe Netflix, e acum în vogă, parcă. Are 8 episoade, ceva cu 8 episoade, mi l-a recomandat și mie un tovarăș. Cele 3 corpuri sau ceva de genul, Aline, cele 3 corpuri, nu cele 3 corpuri, cred că se numește altfel. Ce miliard, de care stil facem, oaibule? Ce fel de miliard vrei să facem, mai mare, mai mic, da, Edi, mă știe de când... frumos acolo. Corpuri, mă, cred că așa. Ziceți, bă, cum se numește ăla de care zic. Cu detectivul, l-am văzut, e fain. Mamă, neapărat vreau să mă apuc și eu de un serial cu aia. Vreau să mă las de jocuri de noroc. Vreau să mă las de pariuri sportive. Să mă apuc și eu. Dați-mi, bă, și mie un serial să stau pe ele. Dau un 100 câteva mâini. Hai câteva așa și am zburat. O plată vreau un 100 și l-am lăsat pe ticul meu. Că m-a urcat până la 7000 și tot el m-a coborât. Problema celor 3 corpuri. Să vă mulțumesc, m-am luat după sfatul tău și am jucat la G-Poker în Ghiț. Jocul de bază, mi-a intrat 1000X, am făcut 630 de dolari în Beto05. Te pup, Andreiule, să fie cu noroc și baftă mult, fă ceva cu banii. Engleză, suedeză, finlandeză, norvegiană, spaniolă, germană, gipsy și română. Nice! Tot rău de tot. M-am ars, Andiț, n-a ieșit nimic. Uite-te la Supernatural, m-am apucat de afaceri. Vând Golf 4 full pele AMG, AMG. Bă, Golf 4, ți-l iau 3 băieți acum, îl împarte în 3. Ți-l închiriază, Emiță. Breaking Bad, l-am văzut. E un clasic în viață, George. Bă, de ce n-am ținut pe 100? Am dat cu start stop la steluțe la Shogun-ul. M-am mâncat palma vreo 2 zile. A minus 2000 de euro. Știi cum intră melodia aia acum? Fur toți banii de la tata, rapapapapam. Band of Brothers. Oh, sister. Sons of Anarhy, George Mihăiță. Ai greu, Mădăline. Mă trimiți la moarte sigură cu ultimate-ul ăla. Moarte sigură îmi dorește fratele cel îl belește. Îl belești pe necuratul. Dacă vreți, îl fac cu altul. Poezie, gata. Bă, dar mă nebunit cu poeziile cu aia și cu versurile astea. Zici că sunt de pe câmp? Și pe roșii am nebunit. Hai să plecăm, că și ai nebuneține aici. Hai să jucăm un sugaraj. O, dăm frumos ca la oraș. Știi filmul Predator? Predator, bă. Cred că, dar stai un pic să caut să-i văd poza. Îmi sună foarte cunoscut. Ăla din 87, ăla vechi, SF, cu Schwarzenegger, cred că l-am văzut, da, 100% l-au dat ăștia pe ProTV. Jur, dacă nu am acasă Dacia 1300 din anul 1921, impecabil, este de vânzare. La ce bani mai duce aia, turcule, cât poți să-ți iei pe aia, așa, că e de epucă până la urmă.
Salutări, Găbița, salut, Fudor, vreau pe viitor niște live-uri din cazinouri să faci review, ar fi tare. Bă, nu prea te lasă să filmezi prin cazinouri, unul la mână și doi la mână, ți le cam dă jos. TikTok-ul e grele. Sau Rainbow 1, 2, 3, 4 și 5. Dar le dădeau ăștia pe Pro TV și apărea cu acordul părinților. N-ai mecanici? Bă, n-a intrat niciun mecanic, n-a intrat notificarea, Wildule. Dar bă, că ne-am strâns un număr frumos. Haideți și voi să dăm un like acolo, că dăm drumul bă la premii, dăm drumul la giveaway, la pe șefuri, la dalea. Hai un pic. Dacă vrei unul mai acești de acolo, cu ce se întâmplă acum pe la izraelieni, îți recomand Fauda. Leg din telefon cu ea direct. All good! Check the status! Hai încă una! Te și în poza aia. Bă... Hai că am avut plată bună. Haideți să vă arăt ce premiu oferim pe ăsta. Ce premiu oferim pe mâine seară. Fiți atenți pentru toți băieții. Mi s-a oferit 9.000 de euro acum 2 ani și n-ai dat-o. Vezi că crește valoarea. Au vrut să lanseze Rambo 6, dar am refuzat rolul. N-ai mai avut din alea să-ți dai pe față. Că brațele erau pregătite, corpul la fel. Băi, chat-ul, fiți atenți aici. Ia uitați-vă ce vine mâine la giveaway. Ia uitați-vă, mâncava și gura. Boxă portabilă Sony RSS XE200B Line Shape Diffuser Bluetooth, rezistență la apă, autonomie 16 ore, de făcut grătare non-stop, încărcare rapidă pe culoarea negru. Cam așa o să fie, cam așa o să arate premiul de mâine. Un giveaway corect pentru toți evanozaurii, așa că haideți cu like-uri, susținem, sperăm să rupem pe Betano norma astăzi și mâine și vă aștept pe live-uri. Vedeți că o să extrag pe parcurs, să fiți atenți pe live, o să extrag oameni care vor fi pe listă și au șanse să câștige, boxa. Vezi că a băgat un film la cinema, Godzilla și Kong Imperiul, e mișto dacă îl vezi la 4DX. Acolo da, alte senzații. Bă, chat-ul, să nu uitați să vă înscrieți și pe site la giveaway. Am dat drumul la giveaway, e activ pe site. Haideți cu înscrieri, v-am trimis și niște SMS-uri, ați văzut cu pe numărul la turbat. Hai la giveaway cu înscriere acolo, pe sevanslos.ro. Facem extragerea în weekend. Salut, Ciprian Munteanu. Wow, e fix ce-mi doream de la special asta, o prelungire corectă. Am primit și m-am speriat. Băi, am zis să trimit să fac un test, să văd dacă se trimit în primul rând de mii și doi la mână acolo, dacă intri, te bagă direct pe ăsta. Nu e vreun schem, nu e vreun keylogger, e totul safe. Ba da, poți să te înscrii, frate, n-are treabă unul cu altul. N-are treabă, poți să te înscrii liniștit. Să nu mă facă de râs șugăraș. Ba, acum ar trebui și el să vină cu ceva frumos. Am crezut că am câștigat ceva. Nu, am zis să anunț lumea direct pe telefon ca să fie pregătită pentru weekend. Că știi că poate nu toată lumea apucă să vadă un live în care zic și am zis că e mai ok așa. Mi-au scris câțiva pe Instagram: Sevane, tu ești ăsta? Câteva gagici. Bă, Sevane, ce ai făcut, bă? Ce, mă? Bă, tu ești, mă, ăsta? Zii, mă, să mor eu, dar nu. Stai liniștită, fata mea. Ți-am dat un inel, saltare Juan 79 Diaz, bă, din poziția asta, dacă merge în gol, chiar e boschetar joculețul ăsta. Băi, Miță, păi și tu cum te-ai hotărât, mă, ca să te lași de casino de aparate, cum de nu le mai încerci? Adică, în primul rând, cum ai reușit să te lași și doi la mână, ce te-a dus spre, în direcția asta? Yo no tengo dinero, maluma bebero! La 200 de like-uri, filmuleț cu J Balvin urecheat într-un BMW albastru pacific. Filmare live. Urecheat în BMW, era pe bancheta din spate și îl trăgeau ăștia de urechi. Apare filmulețul din orașul Carnesbag. Salut, Cristiane, noroc.
Silver Master, dacă îți dă ceva acum, e plată ca lumea. Vezi că poate să bugă, am mai dat o prelungire, bă, e bună. Dacă se lasă de cazino, nu mai era pe live cu păcănele. Bă, nu neapărat, că nu toată lumea care se uită se și joacă neapărat. Mulți se uită de entertain, mulți se uită că le plac jocurile, dar nu joacă neapărat. Sunt mai multe motive. Și ieșim portbagaj cu fundul afară. Atacați acolo butonul de like. Cheltuiam mulți bani pe cazino, boala mea era... Mamă, erai și pe sporturi mai agresive. Blackjack, ruletă, bacarat, cele mai grele, dar alea... La alea poți să te duci mult. Pe mine nu prea mă atrage nici ruleta. Blackjack e mai interesant așa, dar mă simt păcălit acolo, mă simt furat pe față. Eu mă uit ca să nu mă mai joc eu. Sau uite așa, se vă nebună, stai, ți l-am recomandat. Bă, Cătăline, asta da. Dar vezi că dacă mă lasă doar cu banii ăștia, nu e mare profit, doar scoate gaura de mai devreme. Da, bă, dar poți să te joci, poți să te uiți la live, poți să le faci pe rând, nu e... Sau să nu faci una dintre ele. Uite, băi, frate, cât mi-a mers ăsta în gol cu două prelungiri, bă, frate. Ce-ți mai place învârtitoarea? Tata Conde. Uite, băi, ce plată. Cu două prelungiri nu e mizerie? Și eu mă uit să-mi potolesc pofta de joc. Păi și pofta poate să vină dacă te uiți și pierzi sau dacă te uiți și câștig. M-a dus sus rău și după am văzut niște manevre și m-a gherlit rău. Aia mi-e frică și mie de niște manevre cu cărțile, cu să le schimbe, să le zăpăcească. E greu sport. Asta e mare. Dă-nele, dacă nu prelungește, știi că vine vorba aia, ți-am zis eu. Bă, și-am zis că vine. Eu mă simt bine că te văd că joci și încerc să te susțin departe de la 3000 km away, susținere direct din Irlanda, oraș Dublin, comuna Gheboasa. Bag și un Pepsi Twist de ăsta corect, să-mi alin pofta de cola. Uite, bă, că și eu... Cum una lume se uită aici pe live, ca să nu se mai joace ei, să lase prostiile și golănelile, așa beau și eu Pepsi Twist ca să nu mai beau cola, să nu mă mai gândesc la cola. Parcă altceva, nu? Uitându-mă la tine pe live o oră, două, nu m-am chemnit să mă uit. Da, apoi să joc. Adică, tu te uiți la mine doar o oră? Ți se ia, te plictisești, îți bași pula în el de live și închizi și nu te mai uiți? Doar o oră te uiți? Și nu mai chef să te uiți după aia? Adică, mă lași singur cu toată lumea rea aici și pleci? Eu am crezut că stai până la capăt cu aia 3-4 ore, pula mea, nu că stai... Stă o oră cu aia și pleacă după. Mi-au dat lacrimile cu aia. Hai un pic la Trifonero. Păi jucam la 3 posturi tot timpul, 5-8 mili pe fiecare post, aveam un post, mi-a dat 8 blackjack-uri și am văzut că a băgat mâna sub masă și n-a mai dat nimic. Dar ce-o fi făcut când a băgat mâna, că am văzut eu de alea? Avea vreun buton, ceva să schimbe cărțile, să le amestece într-un fel și jucai doar tu la... Asta e nasul, te mai joci cu alții, se mai schimbă, dar... Se mai schimbă soarta, știi, că joacă ăla, pierde ăla, că știi și tu așa când joci tu, când ai toată masa... Of, Doamne, zlăcrimează nasul. Nu mai pot, bă, nu mi-a intrat ceva în ochi. Se vă, am văzut că la conturile noi dă 2-3 plăci după gherlă, poate îl gherlesc eu pe el făcându-mi al cont. Fă-ți cont, frate, dar joacă responsabil. Am de lucru la 6, trebuie să mă conformez, știi cum e, fiecare cât poate. Da, frate, stai niște, am făcut o glumă. Are buton de col de temperatură, nu schimbă nimic. Auzi ce zice? Ai lucrat în domeniul, Ștefane? Sau de col de greșeală?
Ai și în 750 câteva mâini. A, lucrezi. Unde ești? La Ezugi? La Pragmatic? Unde n-ai băiești? Am mai făcut și eu de două mâini extra la Pragmatic. Tule morților, să dea Dumnezeu nimic. Așa mi urez, bă, mie să mă bată mama, mi joacă, mi joc Biamin, auzi nume ce are ăsta. Hai cu 500 mâna. Ai stat liniștit o... Ai stat liniștit 5 minute și ți-ai revenit, a? Cică, hai pe 500 mâna. Bravo, ticule, ai gândit-o bine. Ce frumos am genit-o cu asta. Se face turneul membrilor. Băi, nu facem bătălia zloturilor momentan, Elvise. S-a blocat chat-ul pe live. Nu s-a blocat, frate, merge sus. Să dea Dumnezeu să iei 10 miliarde. Așa la toată lumea să rămână abia mine. Nu știu ce să zic, mai și spune că la postul X ceva nu e bine, că dă câștig unul după altul și mai multe șpurile de ăsta. Băi, oricum vorbesc de multe ori pe acolo. Nu zic de toată lumea, majoritatea vorbesc să n-adoarmă, să nu se plictisească și zi tu, Ștefane, că nu e așa. Șantier, tati, facem bani să avem ce juca în vacanțe. Bă, vezi că se fac bani frumos pe șantier, dar e și multă muncă, se rupe cărca iurea, sunt păcă expert. Nu are voie să schimbe cărțile, cărțile sunt verificate de risc pe cameră când se face shuffler. Salut, Mițane, noroc! Fur toți banii de la tata, rapapapapa. Roșu. E cineva din Olanda? Bă, erau câțiva băieți. Nu se ridică nimeni la așa ceva, pușcăriile alea. A, sunt mai multe de povestit. Băi, chat-ul. Fiți atenți, vreau să iau o specială la Xmas și după aia vreau să dăm drumul la bătălia zloturilor, turneul distracției, da? O să extrag 3 persoane din chat, haideți la 200 de like-uri să dăm drumul la extragere și luăm specială la Xmas ca să fie bine. Momentan sunt fit în banii mei, intru în Nightbot și vă dau un cuvânt cheie, dar vreau să facem neapărat 200 de lichene. Cuvântul cheie este așa, particip 200 betano pentru înscrieri la giveaway, da? Scrieți în chat o singură dată. Îi dau start, particip 200 betano ca să fie treaba bună. Haideți un pic acolo cu tap-tap-ul, 200 de like-uri și luăm și o specială frumoasă aici. Se fac mai ales cu pauză de țigare și de pișare la 15 minute, trece timp. Jam, jaram, bam, jam, jam, jaram, jajap, jabam, parap, haide la Xmas, bonanța ca să le iau eu prestanța. Dar hai cu 200, chat-ul, forțăm până la 200 de like-uri. Hai să trecem de un pas. Am rezolvat cu validare, intraseră în spam. Totul bine, Mădăline, mă bucur. Ce câștig? O boxă de la Sony EMI. O boxă. Am arătat-o un pic mai devreme. Mâine dăm premiul și vedem care cum câștigă. Doamne ajută la toată lumea. Vezi că o trimit direct la Paris dacă e așa. Pam, 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 pam. Hai mă să dăm startul. Cât face băia asta? Vreau să văd și eu niște predicții acolo. Albastre. Bă, scrie cu ai o singură dată, nu scrie de mai multe ori, dă-te în gâtul tău de retardat. Am zis odată, scrie 200 de ori, ești blocat în spațiu. De ce scrie de mai multe ori? Că dacă scrie de mai multe ori, n-ai mai multe șanse. În moloz. O donez, mamă. Se mai bucură o persoană în chat. Oricum, le bag pe curier și
ajung în maxim o săptămână la băieți. Depinde de din ce zonă câștig băieți sau fetele. Au câștigat și fete. Și pe lângă donația cu boxa și o plimbare pe bancheta din spate, dai tu modelul acolo. Haide mă, tată. Băi, fac... Eu zic că facem live și mai târziu, pe seară, după ora 10:30. Da, să vedem ce facem acum pe Betano și vedem un pic mai târziu. Bă, special asta nu se prezintă rău. Are o aproape 1000 de lei plus prelungire. E 500-le. Pe culoarea argintiu, alb, negru. Albastre. X-uri, tati. Particip 200 Betano. Nu scrieți, bă, de mai multe ori că vă elimină, vă înțelegeți, scrieți o singură dată. Nu e vorba de spam, e vorba că vă elimină. Salutare, Răzvan, Olac, te pup. N-ar avea, bă, și el o bombă acum. Negru perlat cu albastru. Ia stai să-l văd. Mamă! Speed Shape Delta direct. Topul de pe lume. Am zis 18 bețe, fii atent. Stai că mai are câteva runde. Băi, ești nebun, nu scoate banii? Și-a păstrat el 10 lei 50 să mă bată mama. Dacă lega 100x-ul la Nic, mă crezi că nici nu l-am ginit? El n-are combinații cu aia. Și la X mă se văd mult mai greu. Bun. Deci fiți atenți. Am auzit ce. Deci, n-am fost, am zis la mișto. Hai să facem extragerea. Las așa ușor bunanța pe fundal. Și fac extragerea pentru turneul distracției, da? Și vom avea așa, bătălia zloturilor. M-ai făcut curios cum sunt boxerele astea. Sunt ok că eu am dat la GBL3. Păi stai că ți-l arăt din nou, fii atent. Sunt niște boxe, și GBL-ul e top. Astea sunt niște boxe Sony. Stai așa să-ți arăt. Și să arăt tuturor care vor vrea să participe. E un model decent, e undeva la 700, dar cu ceva reduceri din perioada asta pe EMAG. Și cam așa se prezintă. Da, să... Haide mă! Cam așa se prezintă premiul, băieți, de la giveaway. Mâine facem extragerea și le dăm pe live. Scaterin, că sunt rezistente la apă. Bun, îți faci treaba, le bagi la un foișor și scântă toată noaptea. Am 3 modele de la GBL. Mai era o firmă șmecheră de boxe, de sisteme de astea de sonorizare sonore. Dar nu-mi vine acum numele. Deci vreau să facem așa, bătălia zloturilor, activăm modul Betano, bose așa. Mai era Harman Cardano sau cum se numea ăla? Beats. O să avem așa, 7 versus 7, îmi aleg un joc. Hai cu plantația, la 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 la, haide dă-ne-le cu plantația. Băi, o veste șmecher, dar vezi că nu toate orașele au acceptat. Mi se pare că München nu e pe listă. Roșii, bravo tată. Harman Cariceps, salutare Alex, Bang and Olof, sunt și alea șmechere, da? Bă, asta e cea mai șmecheră. Ăla e pus și pe Mercedes. Da, și mașinile au implementate multe din sistemele astea audio. Că-s bune, sunt calitative, rezistente în timp. Gata, bă, hai să facem așa. Deci eu trebuie să-mi aleg 3 jocuri din turneul distracției. Hai să intrăm așa. Deci dăm în stânga. Vedeți că aveți turneele Betano în stânga și sunt anumite jocuri care sunt rulate bine în perioada asta. Dar înainte de toate trebuie să dați înscriere. Participă trebuie să dai. Și eu am Harman Cariceps. Deci dai pe înscriere pe turneul distracției. Habar nu am, o să mă interesez și ce orașe. Dar normal e pe Germania, nouă treabă orașele.
Bă, vezi că am auzit ceva de München, de, nu știu, de un district sau ceva. Poți să cauți pe net. Deci, fiți atenți ce jocuri îmi iau eu, jocuri eligibile. Eu o să-mi iau așa. Îmi iau... mamă, e cu pirați acum, cu nebuni. Îmi iau așa, Pirate Gold Deluxe odată. Te pun Michidu de voluntar, merge mai departe să trăiască. Îmi iau Pirate Sharky de la Playson. Și mai îmi iau, hai să-mi iau și una cu caracatița, Ocean's Treasure. Bun. Și voi când veți fi extrași acum pentru bătălia sloturilor, vreau neapărat să alegeți un joc din ăstea de pe ecran. Și cei care sunteți pe listele astea veți fi și mâine pe listă înscriși, da? Așa că haideți tare acolo, la Berlin, pădurea cu tramvai de zici că-s femei zero cost, unii caută brand-uri, voi băgă. Ha, băgăm bătălia sloturilor, păzea la ureche dacă aveți volumurile la maxim. A plecat Harman Caricer. Da, bro, eu sunt efect, am trimis la toată lista, gen. Ca să știe lumea de giveaway, ok. Apreciez warning-ul. Hai că am băgat boxa să-i dăm drumul. Bun, hai să vedem. Prima persoană extrasă acolo cu mine este GAB from GBL. Jabule, Jabulani, te pupă fratele tău. Zi-mi un joc, frate, să trăiască tot ce iubești tu din ăstea de pe ecran, de le vezi cu ochiul, de la turneul distracției. S-a dus al meu pe gems direct. Frate, nu știu dacă ai avut difuzorul pornit până acum, dar am zis că din jocurile de pe ecran, luăm din turneul distracției, vreau să luăm, poate să are vreun jackpot ceva. Ce îți face ție cu ochiul, dar să nu zici ceva ce am repetat eu, ce am zis eu, ce am pus eu aici, să pui altele din astea trei. Am emoții. Mai bine cea Shining Crown. Îl iertam, ne gândeam că faci o glumă, Nic. Hai un pic mai repede, că mai ai 15 secunde, fratele meu, că te gândești. Ai toate jocurile în față și te gândești ca la țăndărei. Cinci, patru, rage. Rage of the Seas, ok. Hai să ne mișcăm un pic mai repede. Rage of the Seas. Rage aș fi ales eu mai ars. Hai să vedem dacă te extragi, gem. Sunt 83, extrag 3, e greu, Nichișoarcă. Ia uite pe Claudiu Lutulescu. Claudiu nu mai reprezintă nimic. Ia zi, Claudiule. Fratele lui Lutulescu Bogdan. Taram papam, papam, param papam, papam, param papam, param papapapam. Bediden. Băi, Bediden, ce-ai pus bă pe Discord acolo? Ce e foaia aia, mâncați-o? Ce e fișa aia, mă? Când eram pe PC și nu puteam să o văd mare, să o deschid. N-ai cum să mă extrag, eu am parte de maximă extragere la 2 luni și mi-am făcut cota la trecut. Hai că m-am înscris și eu repede. Te pup, anule. Îl avem aici pe treabă în 5 secunde, Claudiule, dacă nu zici nimic. Bonusul rulajul nu X. 5, 4, 3, 2, 1. Din păcate, fratele Claudiu n-a mai avut răbdare și a părăsit cușca. Ați văzut lupta aia dintre Adesanya și Pereira? Ce frumos a revenit acolo, ce numărul 1. Luptă interesantă, rău, echilibrată, dar la final hocus pocus. Juan 79 Diaz, ești pe treabă, bro? Zi un joc din ăstea de pe ecran repede, ai 15 secunde la dispoziție. Bă, să mori lumea să-mi scrie și pleacă de pe live. De ce vă mai înscrieți, frate, dacă nu rămâneți până la capăt? Hai repede, un joc care se face cu ochiul. Puteți să-l ajutați voi, băieții din chat. Furtos banii de la tata. A zis mă ceva? Am fost eu extras. N-ai fost mă, Ștefane. Bă, dăm mai departe cu aia. Dacă nu răspunde omul, să fie sănătos. Ia uite, Hanule, că te-ai înscris cu noroc.
Te-ai înscris cu noroc, Hanule, zi un joc, mâncațeș. Repede, din astea de pe ecran, de la turneul distracției. Poți să dai iar eligible. Au trecut 15 secunde, next, am uitat să scriu. Hai acum cu înscrierea repede, Tatacon, dacă mai extragem unul pentru bătălia sloturilor. Activăm modul betano. Hai, Hanule, cu un joc. Jingle ble, jingle ble, jingle all the way. Salut, domnul Eco, poți să vezi dacă sunt eligibil. Băi, dacă scrii o singură dată, ești eligibil. Dacă scrii greșit, nu ești. Dacă scrii de mai multe ori, nu mai ești eligibil. Rage of the... Coaie, s-a zis fix înaintea ta, băiatul a zis jocul ăsta. Hai un pic mai atent, alt joc. Salut, Valentin Popescu. Alt joc, vere, hai, bă, dar dintre toate jocurile, doar pe alea le vedeți? E cu pumii condre. Bă, chiar că dacă scrii cu pum mare, te bagă? Condre, da, mă, e ok și cu, e ok, e ok. Treasure Hunter, ok. Cei care nu sunteți eligibili acolo, nu apăreți eligibili, că a scris de mai multe ori și ați făcut spam. Eu v-am zis să nu scrieți de mai multe ori, acum treaba voastră. Și Alinene, Aline! Alinene! Nene, zi tata, e un joc. Din ăstea de pe ecran. Vezi că ăsta, Buccaneers, se mișto, îl știu, Sea of the Riches. Morților! Hmm? Zi, frate, un joc. Dacă mai ești pe live, Aline. Îți bagă bețe în roată. Andreiule, nu am fost atent să vă încăloase deja cineva. Ah, ok, bro, nu-i problemă. E manevră. Stai că poate nu răspunde și mai dăm o dată. Aline, ai 5 secunde. 4, 3, 2, 1, next. Por favor. Ionut Zahatei, Zahatei este următorul. S-a dus să se cace șene. Ia zi, Ionut, e un joc dacă ești pe live. Și am scris primul și doar o dată. Da, dar nu e vorba de asta, Tezeu. E vorba de soartă. Salut, Zoro. Poți să nu scrii niciodată, e să fie extras. Lumesc. Ionut Zahatei, 5, 4, 3, 2... Hai să-i mai dăm încă 7 secunde. 6, 5, 4, 5, 3, 2, 1, ca la Blackjack. E busted! Direct am mers mai departe, am văzut că lumea... Tata, ce te sau pe voi, tata Condra? Ce vor de la viața ta? Ce au cu tine? De ce-ți doresc răul? De ce ești doar tu împotriva tuturor? Mă bag la somn, vezi cum faci. Vedem, Zoro. Ia uite, dacă nu răspunde, mergem la Tibi Tivig. Tibișoare, încă o dată, ai soartă pe Betano. Ia vezi că poate mai e vreun premiu. Poate mai e vreun premiu, ticule. Zi un joc din ăstea de pe ecran. Aciumalaki? Știți râsul ăla când zice Aciumalaki? Aciumalak? Aciumalaki, Aciumalaki, Aciumalaki. See off what? Care dintre ele? Sio vrea o Sio vrea voință, care frate? Sio Vricis ăsta de aici? Sio Vricis. Sio Vricis. Bună seara, hello Octavian. Bă, hai bă să dăm drumul la bătălia zloturilor. Haide să le punem așa să se dueleze, câte două, câte două în șir indian, da? Și pleacă prima bătălie dintre Pirate Gold Deluxe versus Rage of the Seas. O să fie un duel interesant. Între două speciale cu potențial și vedem care bate. De-aia nu mă alege că mi-am închis contul de la Betano de curând. Păi simte ceva, n-ai votul și ai zis, bă, hai să nu-l mai găsi pe tata Dogariu acolo, că cine știe, la pucă iar dambla, Lili. Mamă, neten versus pragmatic. Ți-ai închis contul pe Betano? Da, tragem un pic de ele. Gata, tata. Ia să vedem, băi, care bate. Dă miză de 10. Miză de 10, 50 de runde la ambele jocuri și vedem care sparge primul faianța. 50, 50, start. Au plecat pirații mele.
Care e mai șmecher, bă, stânga sau dreapta, așa, la prima vedere? Eu nu înțeleg nimic din niciunul. Ce bine că am fost extras și eu odată în viață. N-ai fost niciodată? Salutare, domnul Terry, noroc! Mă, cam place Nikebot-ul ăsta. Are ceva, dai vreo șpagă, ceva la Nikebot, Tibi? Îi faci ceva, îl gâdi, îi dai vreo șpagă? Da, m-am doar pe super, mamă, pe superul ăla n-am mai încercat de vreo lună bună. Betanul tot încerc, am luat maxim la Betanul pe Land of the Free săptămâna trecută, pe live, tot la fel, am dat drumul mai devreme. M-a salvat. Și am văzut o specială, am luat una din una, atât. Câteodată fac surprize frumoase, da? A, da, nu am fost, am uitat. A, faci mișto de Nikebot. Faci mișto de Nikebot. Mai ies cu el și plătesc eu câteodată. Te-am înțeles, nu știam care ești pârla. Câți, Johnule? Ce-a făcut, mă, fetele astea? S-au spart? Te poți, Sfinte Petre! Eu țin pentru pariuri sportive, că tot băgăm la supercote. Chiar că ce mai joci pe la pariuri? Pe ce sport? Pe fotbal, nu? Aici eu n-am fost niciodată nici la giveaway, nici la turneu, să le urmăresc destul de mult timp, dar nu sunt și pentru asta. Da, băi, Sami, asta o să vină la momentul potrivit, cel mai probabil, că sunt mulți care la fel n-au fost extrași. Ce plăț are nebunul de GV Ranger pe Discord. Te-a cam întrecut, bă, Idene. Te-a cam întrecut să mă bată mama. Așa te-a găzvezi două, trei câștiguri pe Discord-ul ăla și ți-ai prins urechile. Hai să urmărim și specialele astea. Eu nu știu ce pot trebuie câte 20 de milioane, aproximativ 60 de milioane, am dat la stat. La suma asta 65 de milioane, dar am avut retragere înainte și nu știam. Mamă, dar cât a făcut ăla acolo? Bă, ce a prins Rangerul? Băi, 5 miliarde 500. Dar când a prins? Acum sau sunt câștiguri mai vechi? Asta e o amintire din 2023. Bă, ia vedeți pariul la ruletă cu aia de 100... Bă, 1,5 miliarde la rulete, ești nebun, ce să juca nebunul, cât a făcut mă pariu acolo? Mai vechi, acum l-au la Gates, 1,2 miliarde. Dar fotbal doar că merg așa la intuiție, fără analiză prea multă, după nume, așa le mai joc și eu. Mamă, ce pariu la ruletă a făcut nebunul. Bă, dar jocurile astea nici unul, nici altul nu prea au plătit. Dar așa, la prima vedere, care a plătit? Care s-a mișcat mai bine? Pirate Gold Deluxe ăsta din stânga, al meu, sau ăsta cu Rage of the Seas? Care a avut potențial mai bun? Haide, mă, mai pune saci. Mai are două runde. Care a fost, frate, mai bun dintre astea două? Aveți așa vreo idee? Care v-a plăcut? Vreau să văd câteva voturi. Jocul 1 ăsta din stânga cu pirații sau ăsta cu Rage? Care s-a mișcat mai bine, Golani? Eu sunt de 2 ani pe live și nu am fost extras. Păi, Florine, intră, frate, pe YouTube, că acolo facem extragere, acolo facem să fie bine. Ăla din dreapta a fost mai bun, dreapta, ăla din mijloc, mijlocul se numește că e cel mai norocos, a primit mai bine la din dreapta. Bun, hai să mergem cu dreapta, că mai mulți ați votat cu dreapta decât stânga. Găbiți aici jocul 1. L-am votat pe Rage of the Sea, rămâne ăla. Ia fiți atenți aici, nebunie de duel. Dintre Pirate Sharky. Pirate Sharky versus... Bă, dar nu Treasure Wild, frate. N-am fost pe fază, dar mă crezi că abia am putut să le urmăresc eu pe amândouă. Și cu ochii în chat și pe miza aia la învârtire. Avem 13 puncte în turneul distracției. Fiți atenți. Pirate Sharky odată. Am scris eu greșit. Dar cum se numea la altul? Că nici tu nu mai știi, să mor. Treasure
Treasure Hunter. Vezi, din reflex din alea am scris Treasure Wild. Edule, sunt într-o poveste de dragoste, rolul principal, vrei să-ți zic? Ia zic care ești, mă, nebun. Fur toți banii de la tata, rapapapapam. Ia, mă, să vedem ce face asta. Bă, vreau să fac niște dueluri, să vedem care specială e mai bună. Și să găsim niște jocuri noi care să rămână cu noi aici. Știi ce zic? Băi, încerc să descoper jocuri noi ăsta. Asta încerc să fac acum. Ia uzi cum. Ribnu, n-a intrat notificarea, Antonio, da. Și aici la un prieten care vine cu agică să că mă dau eu la ea și îmi fac agică să că ne... Mamă, n-am înțeles nimic cu aia. Voi ați înțeles ceva? Vreau să văd și o traducere a raiului de la Sfântul Petru, că nu înțeleg nimic din ce zice acolo, mâncați-și. Mai pe scurt, să le dea gagica la un prieten la mine și i-a zis la un prieten care e prieten cu gagică să că mă dau la ea și afla și gagică să care e prieten cu mine. Păi și tu te dai la... Păi și tu te dai la gagică să... Păi și tu dai la gagica la prieten, mă, cu aia, ce prieten ești, mă, tu veri acolo? Vezi că în Coreea de Nord ăștia sunt... au pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartă. Cu moarta. Se dădea gagica sa la un prieten la mine. Și a zis la un prieten care e cu... Că mă dai eu la aia și a aflat. A, nu tu! Am înțeles că se dă la prietenul lui gagica sa. Păi și de ce te dai, mă, la... De ce te dai la prietenul lui gagică ăsta? Adică te dai la băieți, te dai la prietenul lui aia? Te-ai dat și tu cu volan pe dreapta să trăiască ție. Te-ai dat pe băieței, nu-ți mai place în rai acolo. Și trag linii de tramvai, vai, 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 bagă melodia, doc, tati! VL77, POC! Număr la mașină pe Vâlcea care nu e luat de nele. Pune așa. Volan pe dreapta, stai, l-ai făcut cu volan pe dreapta. Păi n-a zis așa, mă, că n-am înțeles nimic. Ba, mă, spinuri. Am prins-o, cred, nu? Am prins-o, bă? Yes! Oh my lord! Hai să vedem special la chat. Știi, vorba nu este gay, dar 20 de lire sunt 20 de lire. Ea l-a pus la un prieten de-al ei, că i-a spus la un prieten de-al ei că mă dau la ea și prietenul ăla i-a spus lui gagică sufletei care e prieten cu mine. Păi și tu te dai la ea sau nu te dai la ea? Sau te dai la el? Hai, mă, să vedem jocul ăsta. Încercăm să descoperim niște jocuri noi, Mariane, că nu știi de unde sare potențialul. Nu totul se rezumă la Shining sau la Burning. Hai răbdare un pic. Mamă, ce m-am morțit! Eu zic că prima variantă e mai bună. Ea se dă la mine, dar eu nu i-am spus lui gagică sucămna. Păi și tu, dacă ăla e tovarăși cu tine, de ce nu dai, bă, cu aici tu un punt? Adică aștept și tu ceva acolo cum ar veni. Aștept și tu o porție de savarină, dar... Bă, din atâtea femei... Wow. Să vină miliardul. Ai luat el, Petrule. Bă, ce plată asta cu aia de 19 lei, mă, ce mă asta? Ce plată asta, mă, mamă? Pentru plata asta, chiar dacă a prins special, îl trec cu roșu cu aia, că e prea terminat. Deci ăsta merge mai departe, dau cu verde și acum dau lui Pyro Shark. Dacă fata ridică coada o caută, ce să mai... Păi înainte eu eram gen Cupidonul, că îi împăcam pe ăștia și a început ăsta să se dea la mine.
Totuși, e blondă 99. A, deci ăla a început să se dea până la urmă la tine, nu aia. Că ai zis, a început ăsta să... Deci tu, până la urmă, ai despărțit un cuplu de un bărbat și o femeie și tu ai luat bărbatul și ai lăsat femeia singură. Bravo, coai. Bravo, coai. Știam eu că poți mai mult de atât. Știam eu, coai, aveam încredere în Sfântul Petru. Hai, Ocean, mereu zic Ocean. Ocean! Cel mai simplu se dă, Manolache Ion Andrei, încearcă puțin 7. 27 Eternal Hot. Stai că fac niște bătălii acum, fac niște dueluri din turneul distracție. Chiar nu pot momentan, dar după, frate, un sfat de la un babalăc, femeia ce e lângă tine, aia e femeia vieții tale. Bă, Emiță, cam așa e, dar vezi că au mai fost alegeri greșite, au mai fost femei care au trădat, bărbați care au trădat. Da, știi cum e. Roata e rotundă, roata e pătrată, roata se întoarce. Au fost relații care s-au terminat când la început părea totul bine și perfect și la final s-a ales praful, nu? N-ați avut astea? De s-a ales praful și pulberea și la început părea perfect? Ați avut. Lipsește Mike. Ci că s-a pensionat pe caz de boală la jocuri. Hai să vedem care rupe norma. Mike s-a pensionat pe caz de boală. Mi-a scris veterinarul lui astăzi și mi-a zis: bă, Seven, uite, tu ești tovarăș cu Mike, tu ești așa. Zic, da, 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 ziceți domnul veterinar. Că are o problemă, că nu știu ce, că nu o să poată să mai intre o perioadă. Ai și față de psiholog acum. Te pupă, frate, Rediț. Dar știi care e fața și mai complicată? Că eu am și gagică, gingagică pe bune, aia de mă certam cu ea, fac pe 20 aprilie un an. A, de tu ești însurat? Pe ce gagică-i, mă, vere, ești bisexual? Punctul culminant e că eu am gagică de un an aproape. Cum o cheamă? Cosmâna? Cum o cheamă? Cosmâna sau Palmela? Mie îmi plăcea de Palmela. Era dreapta aia bună, Cosmâna mai rigidă, mai... E lege nescrisă, frate. Nu te da femeia la tovarăște indiferent. Vanes. Bă, ia vedeți că ăsta din dreapta e pe papagal, pe dale. M-a lovit, bă, să vede că am puține ore dormite. Relație de 10 ani? Mamă, de la câți ani ești cu ea, Emi? Doamne ajută să vă țină casă de piatră și să fie tot ce trebuie acolo. Și eu care sunt singur, ce să mai zic? Rechini Power acolo, vezi că ți-am trimis, Danele, ceva pe TikTok, dacă poți să te uiți. Apropo de rechini, cum era la final să apară invers? Eu m-am mânecat cu ciorbă, Sfinte Petre, de când mă la lăbile tale, am pierdut 1600 de lire, ești bad influence, tată. Dar te-am pus eu cu aia să te joci, e 1600 de lire, 25 de lire, nu puteai să te joci. Junior, eu am 22 cu nevastă mea. Gardă veche acolo. Sunteți de după Revoluție, Nichi, nu? După 2000 ați prins criza din 2007 împreună, ați sărbătorit-o. 2007, 2008, 2009, am grei praful de la 17 ani și avea 14. Deci de la 0 nu aveam nimic. Bă, relațiile astea care pleacă de la o vârstă sunt cele mai stabile, dar eu am văzut că mai sunt și chestii care se pot întâmpla. Am mai văzut, uite, am văzut, știam un cuplu care la fel erau de la 15-16 ani amândoi, au venit la facultate și erau de 6-7 ani împreună, pe la 22-21-22. Bă, și la un moment dat femeia, care nu mai gustase nimic înainte altceva, n-a mai avut răbdare și putere și cumva dintr-o relație frumoasă și veche de la o vârstă fragedă s-a ales praful, s-au despărțit. Aia și o rupea pe toate, știi ce zic? Te lovește cu curiozitate. Ne-am luat casă cu ocazia aia. Frumos, Doamne ajută, apartament. Era top, cu canapera lângă el, stâlpul în brațe. Vezi că puteam să-i facem un edit de la frumos, că nu e greu.
Că e efect de la încapcat. Bă, vere, dar... N-au avut jocurile astea un Dumnezeu să mă bată mama. Faci și diseară live. Bă, vedem dacă continuăm pe ăsta sau... Oprim și dăm drumul la altul. Băi, și eu am 38 de ani, sunt cu nevastă mea de 28 de ani, fi mare 18 și fiul 5 ani. Mulți înainte să vă trăiască, Octaviane. Bă, salut, mie de ce nu mi-a intrat? Bă, n-a intrat notificarea Costelea, am uitat să ți-o trimit. Mai lasă-mi o dată adresa de mail aici în chat. costel.europa@gmail.es sau .ro, că nu mai știu dacă aveai pe Spania, că dacă tot te primi prin Europa, nu mai știu cum ai, .ro, .g, .d, nici nu mai știu. Depinde de oameni, noi am construit totul și la greu și la bine, am construit imperiul nostru. The Empire of Lions! Astea sunt frumoase, depinde de fiecare. Bă, care câștigă, bă, din astea? Care plătește? Sea of Riches sau Ocean Treasure? Rău răilor, șeful banilor, oh, nu vă supărați, nu mă deranjați, da. Rău răilor, șeful banilor, oh, e de ticul șmecherilor. Asta merge pusă la types acolo, la donații. Opa, bă, până la urmă câștigă... Rău răilor, șeful banilor. Am mai avut-o pe asta la type stream până acum? La donații pe asta cu rău răilor? Te pup, Costele. Bă, dar nu trimit eu automat, trimite YouTube-ul, frate. Bă, dar cât mai are, mă, până sus? Opa. Opa, Masked Mayhem. Ia să vedem jocul, hai să ne focusăm pe un singur joc. Opa, bine-s. Hai, mă, până sus, ticule. Până la 38. Hai, încă 3, încă... Opa, haide-mă. Aaa, mă, coai, mai trebuia puțin de tot. Îi mai trebuia puțin de tot. Ce se întâmpla, bă, dacă ajungea la 48? Prindea speciala? Deci bătălia zloturilor este câștigată. Am câștigat și eu cu Pyro Shark acolo, atât, dar în rest... Gherlă totală, faptă penală. Hai să mai dăm la Shining Crown câteva mâini. Mai am eu un concept în cap. Fiți atenți aici. Fur toți banii de la tata. Deci, vreau să facem și spinzurătoarea, să mai punem oameni pe listă. Și vedem și la Glossy Hat-ul la ce se întâmplă. 500 de lei mâna. Nu, o să dau pe 50 de lei mâna. Luăm un San Quentin și vedem imediat și spinzurătoare chat. Cât timp îmi fierb ouăle. Poftă mare acolo. Poftă mare, Costele. Bă, dar mă urcăm și pe mine ăsta până apoi în 4-5.000. Negru. Nu ținea și el două dublaje, bă, sărmană. Vedeți că ne pregătim de spânzurătoarea? Am un cuvânt nebun acum pe care vreau să-l ghiciți. Am un joc pe care vreau să-l ghiciți. Primii patru care ghicesc sunt pe listă pentru giveaway. Bă, dar câteodată sunt niște live-uri de-astea, astea mai matinale așa, bă, slabe, rău de tot. N-are miză de 40 coaie. Nu, hai să vedem un San Quentin, vedem ce face. Vă aștept și pe voi cu un like. Haideți să urcăm repede spre 300 de like-uri. Toate cumva. Toate la fel, știi melodia de la Paraziții. Poftim la masă că fac maioneză pentru salata de beef. Hai să vedem, voi un San Quentin Riches. L-am jucat pe ăsta în ultima vreme și aruncat plăs, că nu l-aș fi încercat, da? E grele. Hai golani până la 300, vedem ce face Shaolinul de San Quentin. Ăsta e, mă, ți-am zis. Micoară, te rog eu, dacă ești în chat undercover, spune-ne că ne iubești, că ne vrei înapoi la masă în viața ta și că ești fratele nostru. Hai, Nicoară, hai acasă, Felixanu te iubește și te vrea în echipa lui. Let's fucking go! Ce vrei să faci cu amanta, bă, mâncați așa, ai zăpăcit, ai femeie, ai două mâini, mai vrei și amantă cu aia, ce are, bă, dați-mi un sfat de viață lui Sfântul Petru ăsta, că e prea,
E prea nebun omul. E prea nebun omul. Vreau să mă duc la o petrecere mâine și nu am cum să merg cu mâna goală. Păi și ce petrecere? Păi și la ce petrecere te duci cu o salată de băuf mâncață și? Petrecerea burlacilor trecuți de 80 de ani? Ce petrecere? Ce faci cu salată de băuf la petrecere? E revelionul? E paranghelionul? Ce e mâine? Dar oare nu e undercover prin membrii? Apar ceva nume cunoscute. Trebuie să dai să verifici, Dănele, dar nu, cred că e Nicoară, dacă... Nu te mai ascunde, te rog, eu fii cu noi aici. Numai un om nebun ar suporta mai mult de o femeie în viața lui. 13 runde cu noroc, cu metrie ceva aproape de un parastas acolo. Hai bă, cu like-uri! Păi o femeie, dar mai multe vezi că nu se mai aplică regula. E regula de 3 simple, ticule. Hai să vedem unde am pus tirul cu apa. Ăsta e copt. Haide mă colamă. De ce nu mă să intru la giveaway, gen, dacă mă conectezi pe contul de Las Vegas? Mă, Veri, nu trebuie să bagi contul de Las Vegas, frate, la giveaway. Trebuie să bagi un cont creat, făcut pe site acolo. De ce treabă are contul de Las Vegas cu... Trebuie să te registrezi pe site. Pentru mine n-au fost 17 milioane, am zis că nebunesc, nu mi-a dat nicio mână, frate, s-a terminat, e rău. Unde te-ai jucat, mâncați-și? După ce le dau la buciu să le fie foame și trebuie să le dau consistent la fete. Mai bine înainte, vino ți-ți acasă că nu mai dau în tine, lamă! Uite coaie unde a pus lame, bă, sărmană. Uite unde a pus lame, coaie. N-a legat nimic, ca să înțelegeți. La mine. S-au mișcat mai bine pe online, bă, fizica moarte. O sticlă de gec te face fericit, două te bag în comă. Așa și cu femeile, bro. Credem. Bă, coie, dar... Nu merge WhatsApp. Vă merge WhatsApp-ul pe laptop, pe calculator? Merge să vă conectați pe WhatsApp? Ia stai așa, să zic. Nu merge WhatsApp-ul, bă, frate. Mie nu merge WhatsApp-ul, ești nebun? Da, sunt și pe vreo să-și fac. E căzut, mie nu merge, nu merge nici pe telefon. Eu l-am conectat, păi și eu l-am la fel conectat non-stop, dar uite. Uitați-vă un pic cum îmi apare. Se conectează, gen.
Nu pot să-i dau aici lui șeful la pizde un mesaj. Șefule! Uite, ți-am trimis mesaj, șeful la pizde nu răspunde, nu se trimite. Hai că mi-a dat ăsta plată. Bă, pregătesc pinzurătoarea că e jale. Pregătesc pinzurătoarea. Ți-am trimis de la parcă cum se trimite. Păi da, nu, e picat pe România, bro. Pregătesc pinzurătoarea chat-ul, am un joc nebun în cap. Dar trebuie să scrieți corect, vedeți că e din mai multe litere. Spinzurătoarea, mamă ce plată ne-a făcut ăsta. Hai să dăm drumul la spinzurătoarea. Ghiciți jocul. Pe telefon nu, mamă, merge, mie nu merge nici pe PC. Ghiciți jocul. Vedeți că vă pun un joc acum. Mi-ai trimis pe message, am primit. Acum completez jocul. Vedeți că e din multe litere, dar vă dau simplu. Ha! Sunteți pregătiți, te pup, Antonie! Acum pun cuvântul pe ecran, chat-ul. Primii patru care scriu au șansa să câștige mâine acea boxă, da? Haideți un pic, atenție mare, dăm start la spinzurătoare. E belea dacă pică WhatsApp acum că trebuie să fac până la muncă și să le dau la oameni pe WhatsApp. Indiciu cuvânt este un joc de pe Betano, stormule. Un joc de pe Betano, mamă, Dănele, te-a prins urât la ora asta. Oricum nu cred că durează mult, cât poate să țină... Mentenanțe de astea. Ha, dăm startul. Repede. Vedeți că sunt mai multe cuvinte. Haide, scrieți corect. Doar cei care scriu cuvântul corect. Cele 1, 2, 3, 4, 5 cuvinte corect. E simplu, v-am dat multe litere, haideți. Primii patru vor avea șansa să câștige acele căști. Haideți cu like-urile până la 300. The clock. Nu e coaie ăla. Salut, Aline, salut. Ce clock, mă, ce the clock? Cloaca n-are niciun sens. Ce că the clock, auzi? Haideți, mai aveți un minut. Na, nu s-a trimis notificare pe live-ul ăsta, Aline. Ce zici? Bă, ce că de bloc? Bă, vere, dar n-are niciun sens de bloc. Trebuie să folosiți un adjectiv, un substantiv și un ceva căruia îi aparține. Mă amăgesc cu pariurile. Mai merge, bă, un 10-20 de lei, Aline. Uite, eu am pierdut numai pe olandez, mâncați aici. Ba, mă scoate Utrecht, ba, PSV-ul, ba, Necknijmegen, numai toate joarsele. Pe tenis s-au mai legat, am prins azi un bilețel. Hai! Hai să vedem care este cuvântul de Big Black Negru Pers. Deci fiți atenți care este cuvântul, de fapt. Cuvântul este în felul următor. The Black Book of Pirates. Ăsta este jocul, o să și intrăm un pic la el să-l jucăm și o să verific eu acum lista, să văd care au fost primii patru care au scris corect. Nu prea mai avem balanță, dar vedem dacă mai jucăm. The
Black Book of Pirates. Hai să vedem care sunt primii care au scris. Aceia care au scris corect 100% sunt. Ați început cu The Black Book, Burning, Teleașa, The Black Book of Pirates, The Book of Pirates, The Clock Book, The Black Book of Pirates. Deci primul care a scris corect este Storm. Deci primul care a scris corect este Storm. Ia să dăm așa pe 15 lei, niște runde. Deci primul care a scris corect, așa, stai că notez aici. Storm, Stormule, să fii mâine pe live, da? Ai șansa să câștigi niște căști. The Lock of Pirates, The Clock, The Block, Burning, Burning Heart, The Book of Pirates, The Black of, The Black Book of Pirates. Luiza Maria, Luiza Maria. Ia stai, m-a prins asta specială? N-a prins. Luiza Maria este cea de-a doua și încă două persoane. The Block, The Black of Pirates, The Block Book, The Black Book. Nicky Dude a scris și el al treilea. Te pup, Pablito, noroc. Și următorul care a scris după Nicky este The Black Book of Pirates. Ștefan cu underline jos. Deci, Storm, Luiza Maria, Nichi, du-te neapărat mâine pe live, că aveți șansa să câștigați niște căști, da? După care a fost cel mai fidel. Da, mă, frate, ai scris primul, nu-i problemă. Terry a scris un pic mai jos. Dar nu înțeleg de ce ai scris de două ori, Luiza. Băi, ești... Băi, ești prost, l-am dat pe 50... Bă! Ce zloboz am făcut aici cu ei? Bă, cu ei, ce am făcut mai aici? Și-am prins și speciala? Bă, băiatule, stai-mă un pic. Stai-mă că eram cu ochii după persoane și am crezut că l-am dat pe 15 lei, pe cât naiba l-am dat? 50? Deci dăduse miza pe 15, vedeți? Cred că am prins un 50 cu aia. Și după aia ce am făcut? Deci am dat pe 15, am dat pe 15 și am apăsat pe ăsta cu aia de aici. Am apăsat pe ăsta de aici și cred că am dat pe miza maximă, cum ar veni, pe 50. Și am dat jocuri automate și cred că am prins... Sunt în specială, bă, am 25 de milioane câștig. Și jocul mergea că nu acoperam tot ecranul și uitați-vă că jocul se învârtea. Stați, bă, să vedem special. Avem deja 25 de bastoane. Și mai avem 5 jocuri din 12. Bă, vere, vedeți că putem să spargem rău de tot acum. 4.000 de lei. Bă, ce noroc, dar din greșeală, bedidă, nu mi-am dat seama. Nu se pun, iubiții, nu se pun. Rămân persoanele înscrise ca atare, Luiza. 4.000 de lei plată. Dar avem și săbi și dame. The Black Book of Pirates. Mă întoarce cu balanța în banii mei de nicăieri, băi, Nichi, fii atent. Mai avem niște runde. Hai, mă, pune și tu 4 dame. Bă, dar ce noroc cu jocul ăsta că l-ați ghicit și am intrat la el fix la momentul potrivit. Panou de săbi acum, că e mare simbolul. Sau 4 dame. Care soartă? De câte ori am Gabriele pe beta, n-o să mor eu. Deci merge pe Italia, dar nu mai pune săbi. Frumoasă soarta, dar... Uite, bă, fix 5.025, plus ce mai am în casă. Panouta, dame, cât face ăsta? Cât face în 50? Du-te, 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 ticule, 5.000. Age of Troy, furnizorul de nicăieri, The Black Book of Pirates, să vină rechinii să-i scoatem din apă de acolo, că avem rechin direct sub corabia aia nebună. Doamne, ce soartă de crocodil, de aligator, am bărre, băi! Bă, băiatule, băi! Bă, băiatule, băi, numai, băi,
Am câteodată o soartă de-mi vine să-mi bat copiii. Fără supărare. Pro să fii, noroc să ai. Bă, l-am dat pe 15 și am dat beta aici, am dat betap. Să fi fost pe 100-200, nu știu. Păi a prins-o, cred că din a doua, a treia mână. Nu știu dacă aveam balanță pentru 200 dănele. Știi că e haităriță. Vezi să zici ce a zis nevastă mea. Zim cu cuvintele ei. Zim cu cuvintele ei, bro. The fucking best, jos pălăria. Dar vedeți că se aplică aia cu prost să fii, noroc să ai. Pe bune acum. Hai să luăm și una la mental. Hai să luăm și la mental city. Zi-o cu cuvintele ei direct. Aveai 450 de lei. Din două mâini a prins-o, mă. O prindeai și pe 200. O prindeai și pe 200. Numai 10. Bine, cât vrei să dea, bă, numai să dă 50? 3 miliarde? Cât vrei să dea? M-a mers în profit 5.000. Ediță, faci și live și mai târziu. Vedem dacă lungim pe ăsta sau facem și mai târziu, fratele meu. Pam, pam, para, pam, pam. Stai că mi se întoarce ceva pe gât. Și nu știu ce. Bă, da, la roce aici acum un fils, break-ul, ceva, avem. Nu se marchează coe în Olanda la Utrecht cu zvole. Și a revenit WhatsApp-ul, gata? Păi mi-a trimis Diana mesaj și mi-a trimis, nu înțelegeam de ce mi-a trimis pe iMessage, că de obicei îmi scrie pe WhatsApp. Merge! Dacă îți dăm Max Swing la jocul ăsta, îmi tatuiesc să vă-mi zlos pe mână. Mamă, Denise, faci tu nebunia asta? Dispar 24 de ore. Ce a zis Dănele? Lasă-l, dă-l în mulu, să stea la joacă dacă a zis vreun pachet. Îi dăm pachet! 24 de ore, l-ai băgat în pământ, apare peste 24 de ore. Mai zici o vorbă, mai stă 24. Ia să vedem. Pachetul de la pirați. Jack Piratul cel teribil. Ce vrăjeală de 2 lei. Spune că a fost vrăjeală de 50 de lei de nele. Că la 2 lei dacă o prindeam nu făcea atâta. Făcea cât îi dădea lui pe casino acolo. Pe ce să jucă el? Unde să le mai joacă? Pe Nedbet? Pe unde naiba le mai rupe? Că mi-a mai scris Alina astăzi. I-am zis, bă, nu mai încerca așa. Joacă pe ceva mai clasic. Că nu e vorba de cât de repede îți bagă banii. Asta, încerc, Gabriele, da, așa aș vrea. Hai să vedem ce facem pe live-ul ăsta, avem 5.000 profit. Bună, bă, am întors banii. Stau pe spate, bag o gheață și mă gândesc la nemurirea sufletului. Dar aș vrea să intru, îți dai seama. Să intrăm și mai încolo la o joacă. A, da, mă, banii înapoi, e bun. Băi, chiar, ajută-mă cu ceva. Vreau să fac și eu un cont pe un casino online. Dacă ai putea să ai cont doar pe un casino online, pe care le alege. Deci tu n-ai cont pe niciun casino online? N-ai niciun cont pe niciun casino online, cu alte cuvinte? Băi, era un joc, nu a apărut pe beta, nu? Virgin. Încearcă, păi uite-te și tu la mine pe live-uri când mă mai joc și tragi tu concluzia care ți-a părut cel mai fair. A văzut în ultimele două săptămâni care a rupt la mine. Dar și beta nu e o variantă bună. Acum am un loz care îți place, că dacă te uiți la mine și vezi că pierd pe ăla sau câștig pe ăla la altul, doar nu alegi pe ăla pe care pierd, nu? Păi dacă mă uitam în ultimele două săptămâni... Știu, dar nu știi cum îl prinzi, bă, că uite și eu poate dacă jucam la altă oră sau jucam, nu știu, alte mize, alt stil, alte jocuri, poate nu mai aveam aceleași rezultate. Dar ce meciuri cu aia, U Cluj cu Hermannstadt 0-0, Utrecht cu Zvole 0-0, bă, nu mai greu, băi, cu aia, bă, nu mai greu.
Mamă, jocul ăsta a mers în gol, 15 milioane, coaie. Nu, nu e de înțeles, păi nu mă vere. Ai văzut, deci eu așa pare, pe Betan am avut rezultatele următoare. Max win la Land of the Free săptămâna trecută și cam atât. Cu ăla mi-am scos niște găuri bune aici. În schimb, pe Vegas dincolo a fost o perioadă de vreo două săptămâni în care tot arunc. Nu e de vreun în detaliu pe alt dive. Nu e, pot să-mi zici acum, dar... Nu știu, sunt mai multe cazinuri pe care jucam, vreo 4 la număr așa. Le știi și tu de fapt astea clasice care sunt mari și fizic și online. Overall care se dă vai mai bun. Băi, sincer, mi-a dat Betano pentru care mai multe jocuri, mai multe no limituri și mize un pic diferite. Nu știu dacă e neapărat bine asta că are limită mai mare la EGT-uri. Dar și Vegas unde a rupt ultima perioadă cu jocurile consacrate. De 3 ani de când le joci live. Păi și mergi tu pe mâna mea 600%. Nu vreau să dau sfaturi de astea, că Doamne ferește, prinzi cazinoul prost, bă, Sevole mi-ai recomandat Gearlab. Joacă, pe bune, joacă-te unde vrei, că nu vreau după aia să... Salut, Cleocatule, noroc! Ia uitați-vă, bă, da așa puțin steluțele? Nu vreau să-mi asum găurile, dacă se întâmplă, Doamne ferește. Wow! Da, mă, că-s persoane care au intrat, au ieșit. Haideți cu lichenele acolo, băieții. Deci jocul ăsta, glossy hat-ul ăsta, e jale cu el. Da, nu-ți mai bine să le joci nici în online cum ar veni. Bă, te înțeleg, dar nu cred că au o treabă una cu alta. Poate să fie slab fizic și online să te încarce sau invers. Bă, stai în 5 linii, mă, stai ca burning-ul. Pune cu aia 3 pepe, ce m-a jurat unul pe Instagram la postarea ta. Băi, ești nebun, stai că n-am mai... La care? La Reels-ul ăla? Păi am văzut că e nebunie acolo, sunt injurii la greu, mă corectează unul, căci că e sală de jocuri, nu cazino, fii mai atent. Bă, zici că ar fi diferență cu aia între cazino și sală de jocuri. Care cu aia e sală de jocuri și care e cazino, mă, nu tot aparateau. Un cazino, prin definiție, este o sală de jocuri unde poți să te distrezi, unde e entertain, unde ai aparate, sunt mai multe chestii. I-am zis că e urât și mi-a zis că am luat muie. Și o punea să se dezbrace în pizda. Nu mai vorbiți urât, suntem la televizor, vidruță. Da, cel mai mare volum, clar. Dar eu m-am ars destul de rău în ultimele luni pe Super. Jackpot-uri interesante, potențial mare. Dar cu toate astea n-am avut rezultate bune, de ce să mă cac pe mine? O mai juca și pe acolo, facem niște teste. Uite mă coaie că m-a dus iarăși. Zvole cu utrec mort. Lady baby. Nu știu bă ce joc e ăsta, nu știu ce mi-a venit mă cu el. Hai mă la Big Bass Christmas și dăm o notă la cota zloturilor. Pescuim și noi niște câștiguri frumoase. Vedeți că în bara de sus aveți și chestia cu la pescuit de câștiguri. Și poți să câștigi 50 de rotiri gratuite. Bă, nu sunt în miză mare, nu sunt foc. Dar dacă pariezi cel puțin 150 de lei la unul dintre jocurile cu baboi, câștigi încă 50 de rotiri. Fiți atent, hai să facem un test. Te aud destul de încet. 20, 20, 20. Vorbesc eu mai răgușit. Ia uitați-vă aici. Dăm 20 de runde. Și practic rulăm niște bani. Te pup, șobolane, te pup cu respect. Fii atent aici ce facem. Mi-a dat mă la pescuit de câștig, te pup Claudiu. Dă-i un pic volum mai tare dacă vrei să aude foarte încet, am volum la maxim. Mă frate, nu se aude tare? Da, uite cum e ce bedidă. Bă, nu se aude bine mă, live-ul se aude încet? Nu prea se aude, ok, microfonul cam departe, mă, stai departe. Stăteam departe de microfon, acum se aude bine? Sunetul de la joc, păi sunetul de la joc știți cum se aude?
se aude din boxă, cum ar veni din ecran, se aude și jocul. Cum aș putea, bă, să fac și eu cu jocul? Ce setare aș putea să folosesc să se audă, voi să auziți și auzi și eu, să nu auziți sunetul în microfon, gen. Bă, îți cam trebuie VRJ-ule, da. Faci din OBS ăsta de acolo multimedia, îți mai deschizi un canal pentru sursă din PC. Mamă, hai că rup de ăsta, da. Ia să mergem noi la un 40 burning. De fapt nu, mă, stați așa, luăm o specială la abonanța normal pe 2000 și după aia la burning. Hai că se pișe pe profitul nostru. Când ai noroc, toate dau. Bă, acum am și eu o perioadă un pic de soartă, dar în rest, bă, nu prea am noroc așa, sincer. Mai am de aștept 2 luni și pot să votez și eu. Te pup, Șobi. Haideți, chat-ul, haideți repede, 350 de lichene. Rapid, tap-tap acolo până la 350 și vedem ce face asta. Dați și voi câteva predicții. Bă, având în vedere că mai sunt niște link-uri cu niște afilieri și niște chestii de genul ăsta, niște cazinouri, trebuie să ai. Când te joci pur și simplu, nu. Ham. Scoate banii și profit. Cum ar fi să dea doar profit și să nu scoată banii, fane? Să trăiască Andrei CTI-ul, noroc. Noroc la baștanii cu banii. Hai mă să vedem ce face asta. Prune. Prune. Pepene albastre, struguri. M-a spars vole, băi frate. Dacă ai setare, păi dacă ai setarea aia să auzim și noi ce auzi tu, ar trebui să porți căști, că altfel s-ar auzi de două ori jocul. A, corect, bă, adevărat. Adevărat, ai dreptate cu căștile. Deci nu, n-am altă soluție, practic. Nu că are sens. Cu căști, da, dar nu. Bun, bă! Bă, a zis cineva că scoate. Ia uitați-vă plătic acum, bă, cum s-a dus nebunul. Cum s-a dus nebunul, scoate gherla de mai devreme de la Five Glossy ăla. Mă duce iar în 10.000. Hai, mai fă una. Mai fă una. Bine. Bine. Încă una. Și o prelungire. Bună, mă. Se duce, bă, spre 5.000 de lei. Deci, nu scoate banii, dar avem 5.000 profit. Cum am zis mai devreme. Bă, prost ești, mă. Bă, prost ești, mă, coaie, dă-mi zici mereu așa. 4, 6, 2, 9. Da, e greu, VRJ-ule, e greu. Am zis 5.000 profit. Da, dar nu e profit 5.000, e profit 2.600. Bă, eu le mai joc și fără bonus, ca să înțelegi. Și că, mamă, cum te auzi, unde ești, mă, în pământ? Aș vrea uneori să-mi fac o casă sub pământ. Vorba vine, se văd. Și că vorba vine, și că profit. Păi e același lucru cu aia. Tu dacă iei un PPN cu 100 de lei și vrei să faci profit pe el 300 de lei și îl vinzi cu 200 de lei, să zice, și ai profit doar 100, tu zici că vorba vine... Bagi în casă și ăla e. 40 burning. Opriți live-ul că mă duc să mă înânc, revin în 20 de minute ca să știți când să dați drumul iar. Ha, bă, gata, închidem că... Ci că s-a dus să mănânce un pic. Și revine el. Bă, nu mai știu nici o moxu cum avea, că a fost printre primii liderul unei generații. Ia uitați-vă ce pozichii. Ce m-a ars Olanda zilele astea, m-a terminat.
Nu vrea să dea nici Utrechtul, nici Frankfurt, încăcat. M-au spart jocurile, m-au spart și aparatele. Dăm frumos pe tenis să vedem cule mai e. Barababam, 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 barababam. Dă-i pe 200 de lei mâna, dacă e ceva mi-asum eu. Da, te sun pe tine și vii să plătești descarcerarea. Își asumă el cu aia, se bagă la somn în 30 de minute și se trezește mâine și își asumă el. Se vâne, mi-a mâncat sufletul din mine jocul ăsta, fumul lui. Când mă joc câteodată la el, îmi vine uneori să-mi fac o casă sub pământ. Să ies de acolo doar să-mi cumpăr pâine și atât. Care șef, care șeful tău, că dacă te trimis să-mi iei o pâine, te piși pe mine și zici, ce mă, eu să mă duc, îmi dai un șut în cur și mă trimis pe mine. Care șeful tău, cu aia, că ești autonom, ești independent, ești puterea Ungariei, s-a terminat. Te cheamă Gabor în buletin, nebunule. Ia uite cum îi pune pe ăștia. Păi mi-ai și mie o pâine la bătrânețe când o-i stat pe spate. Supărat, amărât, bolnav. Hai bă la Flaming, că l-am promis pe Flaming. Cel mai mare fan al meu. Ție să-ți dau la muie, să cânăule, că vorbești prost. Am auzit că mă vorbești prost. Îmi vine uneori să-mi fac o casă supă. Mă, nu suntem discriminați. Îți dau apă cu furculița la bătrânețe. A, dă ăsta mișticule. Bravo, tata, am înțeles. N-aveam pretenții mari, dar nici să-mi dai apă cu furculița nu e ok. Bună seara, mai avem un live mai pe seară, că pe ăsta l-am cam ratat. Denisa aici provocată în ring, în Eric Sef, la o bătălie, palme peste buci, până curge sângele, dacă ești interesată să te bagi în această luptă. O să fie un duel puternic. Primul live fără tata Mike! De ce mă înjur, mă, nu știi de glumă, știi doar aparate? Aparate. Bag tot ce am, bag la aparate, yo! Bagă frate miu, joacă-le ușor până te ia capu, oh yo! Sâcânule frate, nu știu să glumești, știu să joc la aparate, oh! Primul live fără tata mai, băi frate, ci că e un coma alcoolică de el. Ci că e tata mai în coma alcoolică, coaie. A dormit cu fesul pe ochi și s-a trezit, era în Zanzibar, nu mai înțelegea nimic. De ce nu pui o melodie pe fundal? Mai arat, dar rufane. Hai că m-ați trimis la jocul ăsta. Zice că numărul 1 pe rime. După Eminem, Trap God. A, bă, deși mie o roșie și o neagră. Aici boschetar. Ba da, m-a intrat în comă, Valentine. Păi dacă îi trimit un pet, îi vine rău din comă, o dă în dalea stomacale. Mai dă o roșie și o neagră, fiți atenți. S-a pișat pe mine. Hai că m-ați trimis la jocul ăsta să-mi găsesc zilurile, sfârșiturile. Un extra star poate. Roșu, negru. Am îmi intri în 5 roșii, 5 negre, că tu nu te mai scoate nici Dumnezeu de acolo. Pișeam aici pe tine, da. Roșu, negru. A, mă, că nu mai stau la asta, mă, că e prea boschetar. L-ați văzut pe ăla, de la Vax Populi, de la întreba pe moșulic ăla, și cum e viața amoroasă la 70 de ani? A, bă, cică la moșu, a, bă, că v-am văzut pe internet. Cum să fie, tată? Dorm lângă nevastă mea cum dorm lângă mama. Bă, rege. Rege a dat. Am înțeles că a supărat-o cineva aseară pe Adela. Băi, nu a supărat-o, dar fix Adela te-a provocat în Eric Sef. Vrea să te duelezi cu ea la treaba aia cu palmele peste fund, dacă te bagi. Ai provocare la liber. Ce, că e mișto, toate sunt moarte după el. Îmi vine uneori să-mi fac o casă sub pământ, Remuse.
Stați, bă, că vă zic acum. M-au anihilat azi. No tengo dinero, no tengo dinero. Banii zboară, banii zboară. Ce arsură. Mamă, zero cornere, ce meciuri urâte coaie. Break-urile au ieșit, restul pa. Ger așa, restul pa. Ce-am făcut cu aia? Aveam meciuri de mâine, de pozi, mamă, ce terminat. M-au spart. Hai să vedem ce face Bulky Fruit Six Reels. A revenit atacul, Andrei, uite, intră doar la trifoi. Înainte să-și dea palme Neric, Sef trebuie să trimită fiecare câte o poză spre evaluare să vedem dacă se califică sau nu, sunteți de acord? Băi, eu mă bag, da, eu mă bag în juriu, deal. Și veniți și voi cu mine acolo. Și eu, frate, sorsul meu, doar țigări și atât. Mamă, coaie de la 11.000 aproape să mă duc înapoi la Berlenger. Yes! Dar tot la 5.000. Hai să jucăm, mai dau câteva mâini și jucăm Benji Killed in Vegas, mai jucăm un nou limit, bun. Live de seară, care cu e de seară? Că e ora 10, când de seară? Crezi că intru la 3-4 dimineața pe live? Ci că live de seară, Andrei, e ora 10, cu ai, când de seară? De seară când? La 2 dimineața? Mă culc un pic și mă trez la 2, hai să dăm drumul de seară. Un pic mai târziu poate facem. Dar stai să vedem, acum că suntem live, deci eu sunt live în momentul ăsta, e ora 10, sunt live. Și omul meu acolo mă întreabă, ce că live de seară? Clopoței în față n-ar fi avut, mă, și el? Mamă, coaie, ce-l distrugeam acum dacă puneam măcar câțiva clopoței în față. Tu burning-ul mătii și norocul mătii pe care nu mi-l ai. Cât avea, mă, dacă punea clopoței în față, ful mâncava-și gura. Cât avea, mă, ăsta că era bombardier, ești nebun? Ah, ok. Trecea de 30.000 în miza asta. Trecea sotul, ai, Dani, nu? E miza mare. Câteva mâini vreau să-i dau, nu stau mult și după aia mă duc la Benji Kill din Vegas. Ola, chiquita, chiquita. Eres bonita, ora chiquita, chiquita. Unu pol noroc. Bă, dar stau prea gârbovit, bă, prea cocoșat, bă, la birou ăsta. O să ajung să fiu staniol de ăla. Se trezeu acum la 7. Roșu, negru, cum o vreau de multă vreme. Și eu în 25 am luat 6.000, era așa plin. La asta cu 6 reels? Fiți atenți ce scăriță nebună fac. Fiți atenți un pic. Încercăm 100, 150, 300, dus întors de două ori, da? Haideți cu like-uri, 400 și încercăm scărița nebună de la 40 bulky fruit 6 reels. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, două scărițe dus întors. Vedeți că sunt mulți bani investiți în scărița asta, sper să prindem ceva, da? Haideți, 400 de like-uri, încercăm scăriță până la Dumnezeu, prima mână. Leagă ceva foarte important, a doua mână. A treia mână. A patra mână. Pune coaie dacă pui trifoi pe doi, nu fi boschetar, dă-te în sânge. Înapoi acum. Bine că a prins astea trei steluțe, e bună. Dar uitați-vă iarăși poze. Și înapoi.
Și acum luăm din nou cap-coadă, da? Prima mână. A doua mână. Acum! A treia mână! Ce-ame, doamne, doamne, dacă punea trifoi în loc... Deci dacă punea trifoi, trifoi și avea măcar până pe a patra, îl dezmoșteneam să mor, dacă nu. 18.000 o linie lășeptari în 300 aici. Mamă, coaie, cât e full, mă, mâncava așa. 18.000 ori 40 de linii, 7.200.000 dacă ai panou complet în miza asta. Niciodată. Și înapoi acum. Mamă, iar începe cu 7 în față. Vreți să mai facem o scăriță de genul ăsta? Cap-coadă până la Dumnezeu? Una. Două. E riscan coaie. Trei. Patru. N-a prins coaie nimic pe 300. Ba da, acum. Una, dar mică, prea mică. Nu ieșim pe plus. Dar nu-mi pune coaie jocul. E cam slăb. Unde se mișcă coaie binișor? Că am scăzut la el, nu m-a urcat deloc. Doar mă ține acolo în joc de glezne. Uite, pune un trifoi la rată, pune 7 în față, leagă trifoi acum pe 3. N-am mai își bate joc, e să mă ardă, asta e arsură mare. Ce mai dau, mă, coaie? Roșu. Mamă, 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 vreau să fac o cot. Vreau să fac o cotă 2-3 să-mi scot banii aici. Vreau să-mi fac o cotă 2-3 să-mi scot banii aici, chiar că e gros. Toți gâțișorii moti și norocul moti. Dacă nu l-am pe scărițe și pe ăsta, neam. Atalanta cu Fiorentina joacă băieții pe... Pe punem și noi așa un gol în prima repriză, 1-4-7 și mai punem la Leverkusen cu Fortuna, că mai vine un gol până în pauză, 1-40, 1-4-7 cu 1-40, cotă 2-0-5 chart-ul, 2097. Și dacă iese cota asta ne auzim băieții cam în vreo 30 de minute, 40 de minute chart. Nu, pune pariu chat. Cotă 2, refacem balanța aproximativ dacă îi intră biletul. Gol la Fiorentina până în pauză și gol la Leverkusen. Ne auzim după meciurile astea, chat. Hai, vă pupă Tata Seven. Vedeți că reprogramez live-ul următor de la ora 11, chat-ul. Îl pun la 11, da? Și ne auzim atunci. Let's go, golani, într-o oră, pe ele. Și nu uitați să vă înscrieți pe site la giveaway. Intrați pe site pe sevensloss.ro și înscrieți-vă la giveaway, că e treabă nebună. Vă înregistrați pe site cu un mail, dai așa, creează cont nou, adresă de mail, parolă, nume, nu ești robot și dai participare. Hai, sper să intre notificare atunci. Ceau, pa, pa!